Dragi prieteni, așa cum v-am promis în săptămânile trecute în emisiunea noastră, iată, am pornit în Franța, ne aflăm la 500 de kilometri de Paris, în Bretania, o regiune extrem de bogată din Republica Franceză, pentru a vă prezenta, așa cum v-am promis, ofertele de muncă concrete, ca dumneavoastră să vedeți cum se lucrează, unde se lucrează, condițiile de cazare și alte aspecte. Vă invităm să mergeți împreună cu noi la firma Bretagne Recrutement, să vorbim cu conducerea acestei societăți franceze și să vă prezentăm ofertele de muncă care din această lună sunt valabile. Poftiți cu noi! Dragi prieteni, toți cei care doriți să vă găsiți un loc de muncă în Franța, veniți în fața micului ecran, luați-vă, așa cum v-am rugat de fiecare dată, o hârtie, un pix, un creion și notați, pentru că veți avea multe de aflat în acest moment de la domnul Radu Adrian Repciuc, reprezentantul firmei Bretagne Recrutement, de aici, de la Ploiermel, din Franța. Bună, Radu! Salut, Sorin! Și vă mulțumesc că ne-ați primit la noastră în birou. Sunteți una din firmele importante din Bretania, din regiunea Ploiermel, 500 de kilometri de Paris, și pentru început să reprezentăm telespectatorilor noștri câteva cuvinte despre această firmă de recrutare, de selecție și recrutare de personal din Franța. Societatea Bretagne Recrutement se ocupă de angajare de personal din țările de est ale Europei. Recrutăm mai mult personal din România, dar și din Polonia și Bulgaria. Recrutare, să înțeleg, în direct, adică oamenii vor fi angajați cu forme, cu acte franceze. Da. Ce înseamnă recrutare în direct? Deci, omul, după ce vede anunțurile firmei dumneavoastră care vor rula în acest moment pe ecran, și ne vor suna, noastră ce trebuie să le spuneți ca să își pregătească să poată fi angajați aici în Franța? Deci ca să fie angajat pe sistemul francez cu acces la securitatea socială franceză, ceea ce ar corespunde un CNP, cum avem noi în România CNP românesc, aici veți avea la fel un CNP francez, veți avea acces total la securitatea socială franceză, ceea ce înseamnă sănătate, acces la ajutoarele de stat, pentru șomaj, pentru tot ce înseamnă ajutoare de stat, mă gândesc la CAF, așa îi spune, la ajutorul social de stat la ei, Caisse d'Allocations Familiales. Cât este în Franța acest CAF? Depinde de la caz la caz și de veniturile persoanelor. Este foarte interesant pentru persoanele care au o familie, care au o soție, un copil, doi copii, în funcție de câți copii au, această alocație poate crește sau deci depinde de la caz la caz. De exemplu, în Germania este 186 de euro pentru un copil. Aici, în Franța, este la fel sau mai mică, mai mare? Depinde de veniturile familiei. Da. De exemplu, poate să lucreze doar o persoană din familie, să zicem bărbatul, sau poate fi și femeie. Și în funcție de veniturile soțului, CAF-ul face o analiză și ei hotărăsc exact cam ce sumă ar trebui să o acorde familiei ca să poate să trăiască aici, cu această alocație. Da, cu această alocație. Sunt cazuri în care am văzut pentru, de exemplu, pentru o familie, să zic, o mamă cu un copil singur, CAF-ul dă și 800 de euro, 900 de euro pe lună, în plus la salariul care câștigă. Dă și un ajutor la apartamentul, casa, cazarea care o deține persoana respectivă. Adică îi plătește din chirie. Da, îi plătește chiar chirie. Integral. Aproape integral, plus excelent. Un ajutor de masă, de așa, plus salarul. Deci, după ce primește, familia este ajutată. După ce primește acest CNP,
Da. Vine să se angajeze la dumneavoastră. Ce acte trebuie să aducă din România, să zicem, pe lângă buletin? Aș putea spune, prima dată, persoanele care doresc să se angajeze, trebuie să ne trimită CV-ul lor. Care e foarte important, noi am subliniat în emisiune că primul pas este CV-ul. Așa. Și o fotografie, eventual. Buletinul. Da, copie după foarte buletin. Important. A treia este contul bancar, pentru că bănuiesc... Un cont bancar în România sau aici? Se poate și în România. Deci, card bancar românesc. Un cont bancar în euro. Cont bancar în euro, da. Chiar și în lei. Merge și în lei. Întâlnim cazul în care era cont bancar în lei, deci se trimite salarul în euro și se convertește automat la cursul zilei. Dar noi recomandăm automat ce au ajuns angajații în, noștri în, Franța. Franța să își facă un cont bancar aici. Câteodată chiar mergem chiar noi să, personal să îi ajutăm să-și deschidă acest cont. Deci buletin, CV, cont bancar, da? Altceva, ce diplomele trebuie, copie după primul de studii, de la caz la caz. De la caz la caz, nu, nu e. Pentru posturile care nu cer o calificare, chiar nu e nevoie de diplom. De diplom. Ce este nevoie și ce cerem noi, avem nevoie de seriozitate și de poftă de a munci. Da. După acest set de documente, se face înregistrarea contractului unde? Contractul ocupați tot dumneavoastră. Noi ne ocupăm. Firma de interim cu care colaborăm noi se ocupă de toată partea administrativă. De tratat documentele lor, tot ce înseamnă tratare documente, se ocupă firma cu care colaborăm de interim. Cât durează, care practic îi angajează în direct. În direct. Cât durează înregistrarea acestui contract de muncă în Franța? Și pe cât perioada minimă care este? Foarte rapidă este înregistrarea. Pot să zic că aproape ca și în România se înregistrează. Online. Avem noi în România Revisal, da. Aici au ei alte programe de genul acesta. În maxim 24 de ore. Chiar automat pe loc se introduce persoana în sistem, iar contractul îi vine acasă direct. Îi se trimite în 48 de ore, el primește contractul, el de-a doua zi el poate să meargă la lucru și contractul îi vine acasă. Un lucru foarte important este chiria. Da. Locul unde oamenii dorm, locuiesc, își fac de mâncare, se ocupă firma noastră de acest lucru? Care e procedura? Avem o colaborare cu o firmă de logistică în acest moment din România și care ei se ocupă de acest lucru. Deci vine persoana din România, noi o angajăm, firma respectivă ia în șarj, în chirie. Ei găsesc chiria unde avem noi nevoie să lucreze lângă locația unde au nevoie să lucreze, da. Și ei se ocupă de toată partea asta. Oamenii nu plătesc nimic pentru oamenii aceste servicii. Oamenii nu plătesc nimic. Da, că e important. Oamenii nu plătesc nimic. Noi asigurăm cazare, prin această firmă de logistică asigurăm cazare, transport, chiar le punem mașini la dispoziție pentru a ajunge la locul de muncă. Aici în Franța. Aici în de Franța, acasă, da. Până deci, la locul de da. Din momentul în care ei au ajuns în Franța, noi îi luăm de la aeroport. Da, foarte important. Și îi ducem la cazare. Da. De acolo le explicăm, le dăm anumite instrucțiuni de comportament la locul de muncă. De prezentat legile locale. De prezentat legile locale, să respecte regulile care sunt și aici, să nu deranjeze vecinii. Mai ușor cu băuta, da. Cu băuturile, că avem sesizări, da, da, că da, da. S-au mai făcut chefuri să fac și se supără și vezi pleca acasă, deci se înțelege că dacă greșești de două ori, a treia oară nu mai este posibil să lucrezi. Noi preferăm să, în ghilimele, să avem un control în mare, adică să nu se sară calul se așa cum se spune, deci să se respecte oamenii din jurul lor și până acum, din ce am avut oamenii care au lucrat până acum la noi și lucrează în continuare, totul e ok, nu deranjează, nu... Deci pot să zic că am avut noroc de oameni serioși.
Să facem care își văd de treabă. Să facem o comparație, o paralelă între dacă omul ar fi angajat în România și detașat aici, sau cel care este angajat direct aici. Care e mai avantajos sistem pentru ei? Păi, să zicem, am lucrat și în acest sistem. Angajatul care este în România beneficiază de securitatea socială, sănătate, tot ce ține asigurările de partea asta, asigurările sociale în România. Beneficiază de o asigurare medicală care este doar în caz de urgență, deci dacă se întâmplă ceva cu dinții, cu operații diverse, lovituri, deci doar, accidente. Lovituri, accidente, doar acestea sunt acoperite. În rest, în cele franceze? În rest, dacă are o gripă și trebuie să te ia în spital un pic, atunci trebuie să plătească. Asigurarea cam nu prea... Dar dacă e asigurat în sistemul francez, se decontează tot. Da, în sistemul francez, ei automat, cum au intrat pe contract francez, ei primesc cardul vital, așa îi spun ei, la cardul lor de sănătate. Cardul de sănătate. Care, atenție, este valabil în toată Uniunea Europeană, chiar și în România. Deci dacă ei se duc în vacanță... Asta un amănunt important. Mulți nu știu treaba. Da, dacă ei se duc în vacanță, ei cu cardul vital francez, ei, bineînțeles, au ca acoperire și pe România, și pe Danemarca, și pe orice altă țară din Uniunea Europeană. Să vorbim acum concret, ca oamenii să-și noteze, i-am rugat să-și iau un pic o hârtie. Ce meserii aveți nevoie dumneavoastră începând chiar de acum din luna iulie? Concret să o luăm pe domenii de activitate, în cel de abatoare. Aici, în zona Bretaniei, cu predominanță sunt abatoarele de porc, de vită, oaie și de iepuri. Pe abatoare ce aveți nevoie și ce ofertă aveți în acest moment? Practic, special ne-am implementat în această zonă, da. Bretania, o zonă din nord-vestul Franței foarte frumoasă. Pot să zic că se apropie cu Transilvania de la noi, da. Au o geografie și au niște peisaje deosebit de frumoase, după cum sunt sigur. O să mergem să filmăm pentru telespectatori. Aproape și de ocean. Celebra stațiune Saint-Malo, unde spectatorii au văzut serialele cu lui de Funé, Jandarmii la munte sau la mare, sau Jandarmii sensoară, seria de jandarmi cu marele lui de Funé. Deci, ce aveți concret pe domeniul abatoare? Pe domeniul de abatoare avem clienți, jucători destul de importanți în zona de export de carne. Da. Nu am să le spun numele pentru asta mai puțin, diferite motive, dar avem nevoie de forță de muncă, avem nevoie de dezosori. Da, dezosatori de... Dezosatori de... Pulpă. De pulpă. Spată. Spată, tot ce înseamnă... La cuțit, nu? La cuțit. La cuțit, da, ok. Pe ce? Pe porc, vită, oaie? Porc, vită. Oaie mai puțin. Iepuri, acela e domeniul separat. Da, și chiar și iepuri. Chiar vom, merge acum să filmăm la un abator de iepuri, de aici, din Bretania. A ce condiții trebuie să îndeplinească acești măcelari? Să aibă o experiență. Minim un an de zile într-un abator, e suficientă? Da, este suficient. Da. Este suficientă, chiar și mai puțin, da. Dacă au dorința de a învăța. Se pregătesc aici, de ce vine cineva care a lucrat mai puțin, dar vrea să înveți. Da. Îl pregătiți aici, da. Să zicem, da. 2-3 săptămâni? Chiar am văzut oameni care au învățat în aceeași zi sau după două zile și-au dat drumul la mână, cum se spune. Da. Deci nu e o problemă asta. Deci cei care doresc să învețe și sunt deschiși, nu avem nimic. Deci, măcelari, să înțeleg că e nevoie de ordinul sutelor aici. Da. De la 100 până la 1000 de măcelari care vă aflați, stimați, să știu că ne urmăriți foarte mult prin Germania, unde, apropo de Germania, ei sunt cam sclavizați, acolo lucrează 14 ore. Deci toți măcelarii din Germania ar putea veni în Franța. Cât lucrează aici un măcelar, ca perioadă de timp? Ca și de salarizare, de să vorbim. Timp, pot să spun, hai să luăm abatorul de iepuri, da? O să mergem, da? Să... Filmăm și cu patronul de acolo și cu românii care deja în urma emisiunilor astea anterioare câțiva au și plecat și vom întâlni acolo. Când începe programul de lucru?
programul începe la ora 6 dimineața. Da. Ei au o pauză de masă pe la ora 11 jumate până pe la 12 jumate, din ce știu deci eu. Deci o oră este pauza. Da, da, da. Și mai se... au ei câteva mici mini pauze că de o cafea, de o țigară. Așa. Da. Și până la ora normal până la ora 3 după masă. Deci ora 15. Se lucrează la bandă, se lucrează la masă de tranșat? Doar la masă de tranșat. Deci nu la bandă. Nu la bandă. Bun. Salariu. Cât pleacă salariu minim? Pe oră să vorbim de data aceasta. Pe oră pot să spun la iepuri ar fi undeva net în mână pentru dezosor. Da. Undeva la 10,28 €. Decenți. Pe oră, da? Da. 10,28 € pe oră. Ok. Deci în mână... La sfârșit, după ce și-au achitat... După ce și-au achitat dările către pe stat, stat. Deci partea lor pe salariu. Deci oamenii trebuie să-și plătească partea. Iar firma, partea ei. Da, da, astea sunt. Așa. Cam deci, cât rămâne un dezosator? 1800, 1700. Depinde și de orele suplimentare. Care, care se plătesc, nu? Aceste ore. Se plătesc dublu sau se plătesc la aceeași nivel? 125% din ce știu eu față de ora normală. Foarte dar interesant. Mai sunt niște prime, prime de haine, se dă o primă de haină în fiecare. Haine de pentru acasă sau haine de... Chiar haine care să meargă ei la abator mai groase ca să aibă ei... Aha, o geacă, o... Pe dedesubt, pe dedesubt ceva, polar, ceva așa, au prime de frig pentru că în abator... Este frig, da. Haide să recunoaștem, este destul de frig, este un mediu un pic mai greu de lucru. Da. Dar cei care nu au probleme cu frigul, cu temperaturile mai joase, sunt sigur că aceste, vor face față. Aceste prime li se dau oamenilor pe cardul de salariu și ei își cumpără sau le cumpără? Le primesc tot pe salariul lor. Mai ales ei primesc în fiecare, după ce au luat salariul, ei primesc un fluturaș de salariu, da. Fiș de pay, cum zic da. Francezii, în care sunt, care sunt listate și detaliate exact ce, ce au primit și ce prime au primit, plus ce au trebuit ei să cotizeze la stat, la sistemul de pensie. Atenție, ei vor lua pensie. După chiar câte luni? După 6 luni de zile, da. Ei au dreptul la șomaj. Pensie, bineînțeles, sau... au de făcut, mai au de lucrat ani de zile, ca și la noi în România, dar ce este important, dacă lucrează minim 6 luni, ei au acces la șomaj, la 80% din salariul care l-a luat în acele 6 luni. Da. Un aspect important, femeile, dacă primiți femei la lucru în abatoarele de iepuri. Cum să nu? Da? Deci cum să nu? O vârstă? Nu neapărat iepuri, avem și la porc și la vită. Deci femeile deci... cu țitașe sunt primite. Nu neapărat cuțitașe sau așa, sunt care, cum să zic, porționează bucăți de carne sau curăță mațele sau... Lucruri mai care muncă mai necalificată asta. Da, muncă mai necalificată, dar totuși, atenție, foarte bine plătită. Deci cunosc cupluri aici care deja și-au cumpărat case aici, au casa lor. Automat pot să vă spun că fiind angajat în sistem francez, beneficiez și de un ajutor, dacă vrei un ajutor de la bancă să-ți cumperi o casă, atenție, cu dobândă. Dobândă 2,2, 2,3, 2,5%, o dobândă excelentă, fac de 7-8 cât e în România. Da, sau chiar 18. Sau 18. Ca să nu mai... Până la sfârșit cam ajunge destul de mare și în România e destul de dificil. Aici banca ajută familia. Pe baza contractului de muncă, da, imediat poți să te înscrii. Da, da, poți să primești, dacă vrei să iei o mașină, dacă vrei după 2-3 luni te duci la bancă, banca îți dă, evident, în funcție de venitul care îl ai. Dacă lucrează ambii parteneri din aceeași familie, e mult mai ușor ca să facă un credit la o casă. Femeile tot de la 10 euro în sus pe oră primesc sau mai mult, că sunt femei? Sau nu e discriminare? Nu există o discriminare aici, că e femeie, că e bărbat, că e alb, că e negru. Nu. Ceea ce cer clienții noștri este să aibă oameni motivați, da, care vină
la muncă, la ora care trebuie să vină, să-și vadă de treabă și să vină pe lungă durată, adică să nu vină Două pe o săptămâni. săptămână, 2 luni, gata, am luat primul salariu, hai mă întorc în România să-mi rezolv treburile. Am mai avut și cazuri de genul ăsta, dar puțin. Concediu când îi se dă? Și câte zile sunt aici în Franța de concediu legal? Concediu, bineînțeles că au și ei dreptul la concediu, De deci odihnă. de După odihnă, prima da. lună, a doua sau după o perioadă mai? Un pic o perioadă mai, După 3 luni, să cam zicem. așa, Cam așa. 3-4 luni un pic mai, ca și în România, Ca de și în altfel, România, te-ai exact. angajat într-un loc, nu Nu te poți duci să-ți iei imediat, concediu. gata. Dar Da. sunt pentru, ei poate să-și ia liber pentru evenimente excepționale, mariaj, nu există o restricție. Acestea pe abatoare. Mai aveți ceva de precizat pe domeniul abatoare sau am cam spus tot Pe Să acest trecem domeniu. la celălalt domeniu, în care noastră căutați oameni din România, cel agroalimentar, transporturi și industrie pe construcții. Pe agroalimentar, Pe ce aveți? agroalimentar sunt abatoarele despre Abatoarele. care am vorbit. Vom avea nevoie în curând de oameni îngrijitori la fermele de porci. Asta e foarte important. Am înțeles că 1.000 de oameni Da, ar fi cam în aici. jur de 1.000 de oameni. Ce trebuie să facă față de România? Trebuie să Acum, rânească, cum zic la noi, pe la porci sau e altă aici? Fenomenul. nu. Deci să nu se gândească oamenii că trebuie să ia bălegarul din stânga și să-l mute în dreapta. Așa. Nu, exclus sau că să se imaginează plin cu diferite chestii. Da. Aici, crescătorile de porci sunt foarte tehnologizate, ca să spun așa. Deci au, totul e computerizat. Deci ei doar apasă niște Butoane. butoane, au grijă de dozajul la antibiotice, verifică dacă totul e în ordine, la instalații, deci mai mult parte de supraveghere. Trebuiește limba franceză să aibă cunoștințe sau nivel minim Ar fi de preferat? de preferat, dar nu e neapărată nevoie. Sunt sigur că după un anumit timp vor învăța cuvintele uzuale. O să-i și ajutăm noi cu un mic Dicționar. dicționar, cu Cât are un îngrijitor salariu? Deci tot mai mic de o mie, acest. între 1.800 și 2.000 de euro. E foarte avantajos. Deci muncile Deci un necalificați plătesc mai bine, văd aici, decât da, sunt de 1.800 și 2.000 de euro un îngrijitor. Doar să urmărească procesul ca porcului să-i fie bine, până la tăieri. Un veterinar în România nu cred că ajunge Nu, la e ajunge exclus. undeva 200-300 de euro și iar chiar și suntem deschiși la veterinari, sunt bineveniți Da, ca și că pe îngrijitori la țară, pentru mai ales fac că. și eu practică aici și Deci chiar ar medicii fi un veterinari chiar să ne contacteze pe adresa noastră de e-mail la muncaneuropa@yahoo.com, pentru că pe la țară s-au cam distrus Na. la noi fermele și abatoarele. Și aici au acces pe urmă să-și poată deschide ei cabinetul lor, să, odată ce sunt intrați în sistem, Asta e poate foarte să-și creeze interesant. ei propria lor întreprindere, propria lor. De asemenea, toți angajații care sunt angajați la noi sau în sistem francez pot să-și aducă pe urmă familiile, la rândul lor o să încercăm să le oferim sprijin în găsirea unui loc de muncă. Copiii, aici sunt școli foarte Se bune. pot înscrie la școală Da, automat, se am pot înțeles. înscrie automat la școală. Costurile școlare sunt foarte mici. Pot să zic, școala ar costa, de exemplu, doar cantina, în jur la, pentru un copil, în jur la 20 ceva de euro pe lună. Câte Pentru mese? că 3 mese? 2 mese? o masă la amiază și seara o prăjitură, Ceva un mai ușor. croissant, ceva mai ușor. Deci, pe lângă cei 1.000 de porcari, de îngrijitori de porci, care aici, iată, nu e ca în România să fie atât de greu, totul din butoane, pentru construcții, ce aveți nevoie? Pentru construcție avem mare, mare nevoie de instalatori, Instalator plombieri, cum zic. sanitar, să Da, precizăm. da, da. Ce trebuie să cunoască acești instalatori? Să-și cunoască meseria. Meseria. În ce se lucrează în Franța? În Pexal, în cupru, în ce se mai lucrează de? Tot în acest domeniu, tot ceea ce au ei de făcut, ei să-și cunoască meseria, noi
primim de la client exact fișa tehnică a postului și o transmitem mai departe și verificăm, bineînțeles, în CV-ul lor. Salariu minim al unui instalator de la cât pleacă? Tot. Salariile lor pot să fie mult mai mai mari. Mai deci mari, peste 2000 de euro. Peste 2000 de euro, da. Se lucrează instalatori în apartamente, în locații diverse, private sau diverse șantiere, deci nu. Deci asta e instalator, mai avem nevoie de zugravi. Da. Zidari. Zidari. Pentru construcții civile, nu? Sau și industriale. Și industriale și civile. Depinde de la client la client. Pentru cei cu studii superioare, ce oferte aveți de muncă? Informaticieni? Da, mai este nevoie? Da, cum să nu. Pe Franța mai ales există o cerere extraordinar de mare de IT-iști. Deci IT, din domeniul IT. Dezvoltatori. Rețele, nu? Rețele, dezvoltatori, software. Foarte mulți telespectatori ne întreabă în acest moment la numărul nostru de telefon 0318059095 cât durează până îi se dă un răspuns. Deci asta sâmbătă, dacă vă trimite un CV, în cât timp îi răspundeți pozitiv sau negativ la solicitare? Noi primim destul de multe CV-uri. Da. Ne luăm un timp pentru a le analiza. Da. Dar în principal trebuie să facem o preselecție. O preselecție și o compatibilitate între CV-urile primite și posturile care le avem. Chiar dacă avem, să zicem, 100 de posturi, selectăm, să zicem, 100 de oameni, dar mai avem în spatelor alți 200-300 de dornici să se angajeze pe același posturi, îi păstrăm. Da. Și de îndată ce vine o altă cerere, automat îi recontactăm. Deci nu putem să spunem, ați trimis un CV-ul, gata, nu mai avem, ne pare rău, la revedere. Nu, toate CV-urile sunt binevenite. Cum apar ceva posturi libere, cum ne-am contactat, interesul nostru este să aducem cât mai multă lume, deci să nu refuzăm lume. Deci oamenii trebuie să stea pregătiți, deci dacă nu vi se răspunde într-o săptămână, în două, nu înseamnă că n-ați fost selectați sau că nu vă bagă nimeni în seamă după aceea. După ce s-au ocupat o misiune la o întreprindere, urmează altă întreprindere și reluați baza de date și poate atunci o să intre în recrutare și să vină cât mai repede. Eventual chiar e recomandat chiar și ei să mai sune. Asta vă sună sigur sau ne sună și pe noi? Asta. Toată lumea ne întreabă despre asigurarea transportului, pentru că mulți, fiind mai ales din mediul rural, nu prea au bani până la primul salariu. Cine asigură transportul România via Bretania? Noi am pus, de exemplu, ca și o condiție, în ghilimele, să... Da. De seriozitate. De seriozitate. Care... Da. Ca... Aplicantul omul, să-și suporte singur. Care nu este foarte scump, să zicem că e undeva în jur de până în 100 de euro. Am venit și eu din România, Franța, chiar și cu 20 de euro. Dacă se face din timp rezervare, deci ideea este că omul trebuie să știe că numai de la București sau de unde zboară până în Paris. De acolo Paris, îl preluați, de acolo mașinile, preluăm, deci nu va mai fi o cheltuială în plus. Bani până la primul salariu se acordă, pentru că unii zice, dom'le, nu avem, de-abia am găsit bani de transport, dacă ne împrumută, între ghilimele, firma cu un 50 de euro, 20 de euro de mâncare până la prima. Ca să fiu sincer, așa mai explicit și sincer, firma nu împrumută, ba chiar în sistemul avans, francez este obligat orice firmă să acorde un avans. Deci până atenție, la foarte interesantă. Salar aveți și un avans, da, care poate câte? Să fie până în 80% din... dimensiunea salariului, ca să zic așa. Deci dacă au 1000 de euro, un 800 de euro sau câte puțin ca să nu-i cheltuiască pe toți pe alte prostii, deci, între ghilimele, omul poate să vede. Deci dacă, stimați respectatori, nu aveți bani până la primul salariu, o cerere înscris către dumneavoastră. Deci, ei doar fac o cerere, și apoi se deduce din salariu. Da, noi le virăm în cont diferența de bani. Da, da. Așadar, stimați telespectatori, așa cum v-am promis, tocmai ați urmărit un material, primul nostru material filmat în Franța acum două săptămâni. Vor urma și alte materiale filmate în Franța, pentru că noi, fiind o emisiune transparentă, vă arătăm exact cum muncesc oamenii, unde dorm, ce mănâncă, ce condiții de viață au,
ca să nu mai fie nicio problemă de acum înainte, să ne spuneți că totul este aranjat, trucat. Nu, la noi, la emisiunea La Muncă în Europa, totul este pe față. Ne-am deplasat special 2 săptămâni în Franța ca să vă prezentăm locurile de muncă de acolo. Deci pe lângă abatoarele de porci și de iepuri, veți vedea în săptămânile următoare reportaje la renovările de apartamente din Paris. Avem foarte mulți lucrători, vreo 4-5 au plecat în Franța după primele 2 ediții ale emisiunii noastre. De asemenea, în Franța vor avea nevoie de constructori, foarte mulți constructori. Vladimir Putin, personal, președintele Federației Ruse, se ocupă de o mare construcție acolo, cea mai mare catedrală ortodoxă din inima catolicismului, din Paris, va fi construită în Franța, în Paris. Veți vedea acolo firma Bui, care are nevoie de foarte mult, aproximativ 200 de zidari, zugravi, fierari, betoniști și altfel, și astfel de muncitori. De asemenea, veți vedea, vom avea filmat la un magazin românesc, chiar lângă Tour Eiffel, unde o doamnă româncă, doamna Mihaela, are nevoie pentru sezonul de iarnă de patiseri, bucătărese și măcelari care să pregătească produse tradiționale românești pentru francezi. Și în restaurantele din Paris este nevoie de picol, ospătar, toate acestea în emisiunile următoare. Telefonul nostru la care puteți suna din acest moment, colega Oana, este în direct cu dumneavoastră. Iată, ne-am înmulțit și noi ca și echipă aici. O superbă domnișoară vă va prelua începând din acest moment telefoanele. Numărul arhicunoscut 0318059095. Adresa de e-mail la muncaineuropa@yahoo.com este la dispoziția dumneavoastră. Trimiteți CV-urile. Mulți din dumneavoastră ne-au întrebat, bun, dar eu nu am specializarea respectivă. Nu sunt măcelar, nu sunt cameristă, nu sunt fierar betonist. Cum fac eu de la țară, omul simplu, ca să mă perfecționez? Sunt profesor, am fost inginer, șofer, vreau să merg, iată, la dumneavoastră în Franța. Am găsit soluția, emisiunea noastră La Muncă în Europa a găsit soluția. Avem un invitat deosebit în această seară. Este vorba de doamna Daniela Mihai, proiect manager la un program european de formare din Craiova, de la o firmă din Craiova, un viitor prin formare. Bună seara, doamna Mihai! Bună seara! Deci, împreună cu doamna Mihai, vom dezbate subiectul perfecționării oamenilor care nu sunt de meseria pe care și-o doresc. Să începem cu începutul. Când a fost lansat acest program, iată, în Craiova, program european, încă o dată, telespectatorii din zona Olteniei, deci din Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea, să-și iau un pix, o hârtie, să noteze ce va spune doamna Mihai, pentru că este nevoie de peste 620 de persoane, atenție, 620 de persoane, care până în decembrie 2015 vă puteți forma profesional, ca apoi din ianuarie 82, aproape 100 de persoane, deja aveți locurile de muncă asigurate. Doamna Mihai, să începem, când a fost lansat acest program european? Da, suntem beneficiarii unui proiect prin programul operațional de dezvoltare a resurselor umane, POSDRU, axa prioritară 5, care se referă la promovarea măsurilor active de ocupare. Domeniul major de intervenție al acestui proiect pe care am reușit să-l accesăm anul trecut, în 2014, în luna iulie, se referă la dezvoltarea resurselor umane, că de fapt asta ne interesează, ce a spus mai devreme, oamenii nu sunt calificați sau doresc să se recalifice deoarece piața este într-o continuă schimbare și atunci, dorind să se ducă către alte piețe de muncă, automat apare această necesitate și sustenabilitatea ocupării forței de muncă. Ne-am gândit să ne ducem către, prin acest proiect, în zonele rurale din județele pe care le-ați menționat, cele 5 din Oltenia. Deci încă o dată să le repetăm pentru telespectatori: Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți. Da. Cei care sunteți acum, chemați-vă rudele, prietenii care vor să își găsească un loc de muncă, sigur. Deci îi recalificăm și au deja loc în Franța, acolo unde noi am filmat la debutul emisiunii. Ne adresăm persoanelor care locuiesc în mediul rural. Deci clar, de la țară. De la țară, cum spunem oameni noi. Oameni simpli. Ne ducem în mediul rural, la dânsi acasă, că acesta este și obiectivul, motoul proiectului, să mergem să îi cursăm, să îi calificăm acasă la dânsii, pentru a nu a mai avea acel inconvenient de deplasare,
să meargă până cum suntem la Dor, să ne deplasăm la Craiova, în Gor să ne ducem la Târgu Jiu, mergem către dumnealor. I-a anunțat și... dinainte prin primării, prin Consiliul Local? Da, sau cum se face au fost foarte deschiși și cei de la Consiliile Locale. Am început cu județul Vâlcea, unde am avut o deschidere foarte mare pe partea de selecție a grupului țintă, cu primarii, cu oamenii din sat, cu cei care își doresc să facă acea calificare, să se dezvolte, cum a spus mai devreme, noi calificăm oamenii pe domeniul, așa este, industrie alimentarie, măcelari. Să dăm și câteva exemple. Deci este nevoie să calificați la această oră, la în acest moment, 224 de măcelari, da. 140 de cameriste, plus lucrători în alimentația publică, 255 de informaticieni și antreprenori. Cum se desfășoară exact o ședință de calificare? Zice că luni sau marți veți fi la Plenița, să zicem, în Dolj. Oamenii unde trebuie să vină? Noi, în general, facem promovarea înainte, cum am spus mai devreme. Da, acum, prin emisiunea noastră, o să faceți și mai mare promovare. Da. După care ne deplasăm la Plenița, stăm de vorbă cu oamenii din comună, le dăm o întâlnire viitoare. Deci întâi vă cunoaște. Întâi ne cunoaștem acea încălzire de grup. Da. Și stabilim împreună o dată ulterioară pentru ședințe de consiliere. Acea consiliere și orientare profesională de care beneficiază în mod gratuit, în care discutând individual și în grup cu persoanele care doresc să se califice și obiectivul final de fapt să se angajeze, îi orientăm în funcție de competențele pe care le au anterioare, de studiile pe care le au, de înclinațiile pe care le au și de ce nu, de zona în care se caută locurile de muncă astfel încât să se poată angaja, facem această orientare către domeniul în care doresc dumnealor. După care, înscriindu-i la cursul pe care l-ați menționat, în general bărbații au mers pe cursul de măcelari, da? Femeile pe cursul de cameriste, iar la cel de alimentație publică automat au fost și femei și bărbați. Ne întreabă o doamnă din Vâlcea ce înțelegeți prin alimentație publică. Adică ce să facă mai exact? Vânzătoare, magazine sau... În general vorbim, mai ales că se caută foarte mult, suntem și în sezonul estival, după care urmează sezonul de iarnă, vorbim de restaurante, hoteluri, da? Unde căutarea barmanul, este foarte mare. Barmanii, spătarii, picoli, da. Bagajiști, cei care vă duc bagajele când da. Mergeți în concediu, oameni care servesc pe plajă, nu? Plajiști, cum se numește în Franța. Da, așa se deci, numesc plajiști, în Franța. Da, de la plajiști. Am înțeles. Deci acești necalificați, să zicem, da? Calificați de dumneavoastră. Ei sunt calificați în alte domenii, că în general găsești oameni calificați. Am întâlnit, mergând în aceste județe din Oltenia, oameni foarte preocupați de meseria lor, dar desfințându-se branșa în care au lucrat mulți ani, sunt nevoiți, de exemplu, sudor foarte bun, da? Ei nu au diploma respectivă, dar acum și-au găsit un job, vor să se angajeze în abatoare și automat le trebuie această calificare. Au fost foarte încântați pentru că sunt persoane apte de muncă, oameni sănătoși, oameni pricepuți și care au găsit în aceste proiecte, că sunt foarte multe proiecte europene care se derulează în toată țara, au găsit o bulă de aer în sensul că și-au dat seama că fondurile europene, organismele intermediare, vin în sprijinul lor, în sensul de a-i dezvolta. Ne întreabă un alt respectator care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească de vârstă. Există o vârstă minimă, maximă la care îi calificați? În general, această condiție de vârstă este în general cea legată de capacitatea de muncă, de exercițiu, da? Între 18 și 65 de ani.
Să știți că avem și persoane de 50 de ani care vin să se califice și își doresc să absoarbă informații noi și la aceste cursuri ei recrează noi prietenii, socializează între ei. Mm-hmm. Chiar este un prilej de a se reîntâlni. Cât durează aceste cursuri? Cursurile de calificare sunt cursuri mai lungi, în sensul că au în jur de 360 de ore. Orele sunt formate din ore de teorie și ore de practică. Teoria, în general, este de 120 de ore și practica pentru, dacă ne ocupăm de calificare pe măcelari, atunci este nevoie să se facă practică într-o măcelărie, într-un abator, se pune accentul mai mult pe partea de practică, da? La cameriste merg în general în pensiuni, că în zona rurală au apărut aceste pensiuni, agroturismul s-a dezvoltat tot prin programe europene și atunci partea de teorie se îmbină cu cea de practică. Unde apar competențele, cursurile de competențe, acestea sunt mult mai scurte ca și durată, deci nu le ocupă foarte mult timp. Și mai ales că ne adresăm oamenilor care, în general, pe competențe informatice, care deja mai lucrează cu calculatorul, știți bine că marea parte a celor care sunt în zona rurală au rude care sunt plecate afară. Afară, da. Și au învățat majoritatea să lucreze cu computerul, ceea ce este o veste bună, ceva de bun augur, în sensul că ne este mult mai ușor să-i pregătim. Neapărat, de stimați rezultori, învățați să dați un e-mail. Adresa noastră la muncă în europa@yahoo.com este primul pas al dumneavoastră către angajare. Ne sunați foarte mulți că nu știți cum să dați un e-mail cu CV-ul dumneavoastră, curriculum vitae. Rugați-vă nepoții, rugați-vă prietenii, vecinii, mergeți în sat, la preot sau la primar, viceprimar, cu sădația consilier care nu prea fac multă treabă pe acolo, rugați-i să vă ajute să vă faceți o adresă de e-mail. Nu se poate pleca la muncă în afară sau în străinătate, în România, dacă nu faceți acest prim pas. Primul pas este curriculum vit. Cred că și noastră la cursuri învățați pe unii să facă acest curriculum. În cadrul ședințelor de consiliere, chiar formularistica cuprinde întocmirea împreună cu persoanele care solicită această calificare, întocmirea unui CV. Și chiar sunt foarte încântați majoritatea, mulți știu că au mai lucrat pe afară, sunt oameni unii cu experiență, alții sunt la început de drum și atunci ne mai perfecționăm pentru întocmirea acestui curriculum vitae. Ne întreabă un alt respectator, după ce termină aceste cursuri, ce se întâmplă mai departe? Ce diplomă primește? Unde este recunoscută? Da, Agenția Națională de Cursuri vine la final să facă această certificare în urma deci cursurilor. Deci dau un test, să zicem. După dau ce un test, da. Un în test general, simplu. Testul este simplu. De ce? Pentru că teoria este ușoară. Practica. Da, practica este foarte apropiată de ceea ce își doresc să facă prin cursul respectiv și atunci cei care îi pregătesc sunt buni în domeniu și printr-o pregătire interactivă reușesc să învețe în termenul cursului. Acel test deja pentru ei este destul de simplu. Se dă împreună cu cei de la Agenția Națională de Cursuri, care eliberează în baza testului a cunoștințelor pe care le-au acumulat o diplomă care este recunoscută la nivel european. Deci, dacă vrei să te duci să lucrezi, cum a spus mai devreme, să fii cameristă în Franța, automat ți se cer niște documente prin care să certifici că ești pregătit în domeniul respectiv, iar această diplomă își certifică calificarea în domeniul respectiv. Sau vrei să te angajezi în țară. Ai făcut un curs pe competențe informatice, te-ai dus, ai participat la un interviu, în afară de faptul că ați văzut majoritatea tinerilor învață de acasă să folosească computerul și să acceseze tot felul de baze de date și de să intre în tot felul de informații foarte lesne, însă nu au diploma. Noi venim și le oferim, gratuit, învățăm cu ei, gratuit. Chiar și noi mai învățăm de la ei și gratuit, fără să și se mai deplaseze acasă, să mai și la ei acasă să-și plătească drumul. Deci, exact
ați fi cei mai potriviți pentru acest lucru. Dacă toate nici așa programele semne, sunt foarte bune și acesta este unul dintre ele. Punctul noastră sediu central, ca să spunem așa, este în Craiova, nu? Deci acolo da, beneficiarul are SCR for Solution SRL. Este adresa, să o dăm și adresa, Calea București. Pe Calea București, în Craiova. În Craiova, pe da. Numărul parcă 11 este. Este chiar lângă McDonald's. În spatele acestui fast food, deci este foarte simplu, cum intrați în Craiova, îl găsiți acolo. Programul de lucru? Se lucrează de dimineață da. De la ora 8 până seara la orele 20 și inclusiv sâmbăta. Inclusiv sâmbăta. Noi o să vedeți pe burtieră un număr de telefon la care puteți suna chiar din acest moment și în weekend și începând de luni. Luați legătura cu un expert în selecție și plasare, domnul Aurel Pereț. Telefonul este 0744 547 071. Îl repet, dar o să și apară jos, pe burtieră, 0744 547 071, sau ne dați e-mail la noi la emisiune la muncaineuropa@yahoo.com că vreți să participați la aceste cursuri. Noi luăm legătura imediat cu doamna Daniela Mihai, cu domnul expert Pereț și vă puteți înscrie. Deci, încă o dată, repet, aveți la dispoziție 224 de posturi de măcelari, 140 de posturi de cameriste, lucrători în alimentație publică și 255 de informaticieni în domeniul IT, antreprenori, businessmen și așa mai departe. În ce județe veți mai merge acum, în următoarele săptămâni? Deci ați fost la Vâlcea, nu? Am fost în Vâlcea, suntem da? În Dolj și în Olt da? Și vrem să mergem în Mehedinți și în Gorj. Ce este bine de reținut este faptul că cei care fac parte din cărora ne adresăm, în afară de ce a specificat legat de vârstă, este foarte important de știut că, așa cum am spus mai devreme, căutăm și femei, da. Da? Și femei și bărbați, persoane care sunt inactive, n-au activitate, da? Au rămas fără job din vari motive sau nu-și găsesc de lucru, persoane care chiar își caută un loc de muncă și nu-l găsesc pentru că domeniul major de intervenție 5.2 se referă la dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă, persoane care lucrează în zona rurală și persoane care se ocupă de agricultura de subzistență. Ce înțelegem prin agricultura de subzistență? Cei care se ocupă de gospodăria proprie, de terenul pe care îl au, că fiecare în zona rurală are un număr de hectare pe care lucrează individual și în afară de asta chiar și tineri șomeri. Deci aria de adresabilitate către persoanele din zona rurală este destul de 600, diversificată. Văd aici 620 de persoane trebuie până în decembrie să, da. Să perfecționați în aceste meserii. Noi, stimați telespectatori, ne revedem săptămâna viitoare tot de la ora 18 și în reluare. Ne-au rugat telespectatorii să prezăm. Suntem în reluare pe NOTV la ora 1 noaptea și la ora 12 noaptea pe ora Franței, Italiei, Germaniei, deci ora Europei Centrale și de Vest. Nu uitați, francezii angajează 1000 de muncitori necalificați la abatoare de porci, de așa numiți porcari, dar nu sunt porcari ca la noi cu rânitul, cu sapa, cu metode primitive, sunt porcari la butoane, butoniști, care dozează alimentele, hrana, medicamentele. O să venim cu alte detalii despre acest job. Deci 1000 de porcari sunt așteptați în Franța. Sunați-ne în continuare la numărul de telefon 0318 059095, iar pe colegii de la programul Un Viitor Prin Formare la numărul de telefon 0744 547 071. Aici încheiem emisiunea La Muncă în Europa. Ne revedem săptămâna viitoare cu imagini exclusivitate din Paris, din Franța, ca să vedeți cum lucrează românii, ce lucrează, ca dumneavoastră să aveți încredere în noi. Deci rămâneți alături de Etno TV. O seară bună!